Constantin Enceanu nu-și revine după moartea lui Petrică Muțu Stoian. Era atât de pornit să se ducă. La aproape trei săptămâni după moartea bunului său prieten și coleg Petrică Muțu Stoian, care s-a stins fulgerător, la 61 de ani, la secția ATEI a Spitalului de Urgență Reșița, Constantin Enceanu a mărturisit pentru clic. Că încă nu îi vine să creadă că a rămas fără camaradul său. Constantin Enceanu a avut primul concert fără mețu și a simțit că l-are tot timpul aproape. A fost foarte greu să continue, dar s-a mobilizat să ducă până la capăt cântarea. Mai mult, acesta va fi primul revelion în care cei doi artiști și prieteni nu vor mai urca pe scenă și nu vor mai cânta împreună. Cum sunteți la mai bine de două săptămâni după ce s-a întâmplat nenorocirea asta cu domnul Petrică Mâțu Stoian? Constantin Enceanu, credeți-mă că nu îmi vine nici la ora actuală să cred că nu o să mă mai întâlnesc niciodată cu Petre. Nu cred. Încă o dată, am impresia că sunt în visul la urât și aștept să mă trezesc. Oameni buni, noi aproape zilnic vorbeam. Dar va venit vreodată, de când s-a dus, să luați telefonul în mână să-l sunați, din instinct. Nu, am luat telefonul și l-am sunat pe doru, de foarte multe ori. Că eu cu doru, cu domnul impresar, discutam de foarte multe ori de parte artistică. Dar credeți mă că am impresia că totul este încă un vis. Nu se poate. Petre trebuie să vină, să aștept să vorbesc cu el, să vedem ce mai facem. Săptămâna viitoare aveam un eveniment împreună. Peste vreo lună de zile aproape, în preajma sărbătorilor, nu știu. M-au sunat oamenii ăia, nu știu ce o să facem. L-ați visat până acum? Nu, nu l-am visat până acum. Nu cred că îl voi visa, nu cred, zic eu. Că nici pe mama mea, la care am ținut foarte mult, nici pe tatăl meu nu am reușit să-i visez. Pe mama, după vreo 13 ani, am visat-o prima dată dar la Petre nu cred că nu mai este printre noi, încă nu cred. N-aș fi crezut că, iată, au trecut două săptămâni și tot trei, patru ore dorm și mă trezesc și mă iau gândurile. Nu se poate. Nu îmi vine să cred cum a putut să fie trasă mai zici că și ața, te trage ața, altfel nu-mi explic dar era atât de pornit să se ducă și nu înțeleg ce l-a determinat să fie atât de pornit în conjunctura în care noi joi seara vorbisem și zisesem, da chiar, ce ți-a venit, mâncați aș sufletul. Mă duc, mă duc. Și ultima dată când m-am despărțit de el, mi-a spus, hai, pa, am ajuns la Craiova, că vreau să mănânc, să mă culc, că mâine plec de dimineață. Și am zis, dar chiar pleci. A răspuns, da, ce să mai. Acesta va fi primul revelion în care nu veți cânta împreună. Da. Am apucat să facem o filmare, dar din nefericire, ăsta e primul revelion unde nu vom și cântecele cele am cu el înregistrate, nu cred că voi reuși să le mai filmez niciodată. Nu că nu cred, nu le voi mai filma niciodată, că nu mai am cu cine. Dar ce ați cântat până acum împreună o să cântați în continuare. Nu. Da, da. Eu și cântecele pe care noi le-am înregistrat împreună, vreau așa. Îți spun că la unul dintre ele, gen Nicolau, ne-a făcut textul, bine te-am găsit, vecine. Ne-a făcut textul, că nu știam, ea ne-a ajutat să ne-l facem mai satiric, pentru că e ceea ce o caracterizează foarte bine, dar le cânt, le cânt și acum la evenimente. Vreau să-ți mărturisesc un lucru, la o săptămână după moartea lui Petre, am avut un spectacol la Tulcea. Oameni buni, dacă mă credeți că pe lângă faptul că ceva nu știu, pentru moment am zis că vreau să ținem un moment de reculegere pentru bunul meu prieten și am simțit că este acolo undeva în sală. L-am simțit că este acolo și nu vă imaginați câte emoții am avut că mi-era teamă că nu o să reușesc să cânt. Era pentru prima dată când cântam după moartea lui mi-am mușcat buzele, încercam să mă strâng de deget, cumva să-mi fugă mintea de la așa ceva. La primele cântece vreau să spun că am simțit că l-am tot timpul lângă mine. Nu știu de ce, dar am simțit că este lângă mine. Ați mai fost la cimitir după înmormântare? Nu, n-am trecut pe la cimitir. Mi-e greu să trec. E și așa acolo mi-e greu să trec pentru că nu îmi vine să cred că el este acolo. Mi-a rămas în memorie ultima imagine cu el, pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Să-mi rămână ultima imagine cu el. Înainte de a pune pânza pe chip, eu care nu mă uit la morți, eu nu mă uit. Eu, de la mama și de la tata, nu m-am uitat la nimeni. Nu am putut, el a fost foarte trist, foarte trist. Petre nu avea chipul ăla, au venit și Steliana, Steliana Sima, și Mariana, Mariana Ionescu Căpitănescu. Acolo și l-am rugat pe părinte să mai aștepte puțin, să nu-i pună pânza aia, pentru că îl vedeam pentru ultima dată și nu știu de ce am simțit nevoia să-l iau în brațe. Eram la capul lui și mi-am pus mâinile pe umerii lui. Am simțit un fior, atât de rece era. Ce amintiri frumoase avem împreună, când mergeam pe la țară, pe la spectacole, Doamne! Nu se poate. A plecat omul ăsta așa de repede. Un șoc. Dar eu când am auzit, eram în mașină. A fost un om frumos. El nu te supăra, nu te certa, dacă era așa ceva, trecea și nu mai vorbea cu tine. Nu era un certăreț. Pe noi ne-a certat presa. Steriana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu au simțit pe propria piele lipsa artistului care s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni. Cu trecerea timpului, durerea nu dispare, ba din contră se accentuează. Cele două colege au vorbit despre sentimentele copălșitoare și dorul cu care au rămas în urma plecării regretatului artist de muzică populară. Credința în Dumnezeu este singura care o mai poate alina pe Steriana Sima. Artista și-a pus toată baza în cele sfinte și a recunoscut că a apelat la ajutorul divinității pentru a-și liniști sufletul îngenuncheat de durere. Mie mi-a fost foarte rău. Am dat fuga la înaltul Teodosie pentru că nu puteam să merg în Moldova, m-am dus la Constanța, unde este mai aproape. Am participat la Sfânta Liturghie, am făcut molifte. Am făcut o curățire sa pot să fac față. Ne-a afectat foarte mult, a mărturisit solista pentru Spinus. Colega sa de scenă, Mariana Ionescu Căpitănescu, este în asentiment cu Steriana Sima. Lipsa lui Petrică Mâțu Stoian devine apăsătoare și greu de suportat, mai ales în momentele când urcă pe scenă fără colegul ei. Tot ce i-a rămas este un gol imens în suflet și amintiri frumoase despre cel care le-a fost coleg și prieten. Zilele acelea au fost incredibil de grele pentru noi. Și acum când mergem la filmări doi simțim lipsa. Astăzi am fost la o filmare cu Constantin Enceanu și ceva ne lipsește, ne lipsește el, ne uităm și parcă așteptăm să apară, a declarat vedeta în vârstă de 52 de ani. Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în spitalul de urgență Reșița la vârsta de 61 de ani, în data de 6 noiembrie. Cântărețul era internat pe secția ATI a unității spitaliști, în stare gravă. Acesta a fost înmormântat în cimitirul unguren din Craiova.